Gogea Mitu a fost cel mai înalt sportiv din România și cel mai înalt boxer din lume. Cu un viitor promițător în față, Mitu era pe punctul de a-și face debutul în Statele Unite când a murit în mod tragic și misterios. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu Goliat al României? Hai să aflăm astfel povestea de viața celui mai înalt boxer din România și din lume, poveste pe care foarte puțini o cunosc cu adevărat. Gogea Mitu s-a născut pe 14 iulie 1914, a fost cel mai mare și cel mai înalt dintre cei 10 frații săi. Suferea de gigantism, o afecțiune care în perioada interbelică putea fi un blestem sau o binecuvântare deghizată. Nimeni nu știa pe atunci cum acest lucru avea să-i schimbe în cele din urmă cursul vieții. Dacă a fost o binecuvântare sau un blestem, e încă în dezbatere. Timpul a dovedit cu siguranță că înălțimea lui Mitu a fost o binecuvântare inițial. Totul a început când avea doar 17 ani. Uimit și intrigat de statura sa, un circ din Praga l-a înrolat pe tânărul Mitu în spectacolul lor și a început să călătorească prin Europa pentru a-și promova gigantul românesc. Acest lucru a reprezentat o cotitură în viața lui Mitu, prima din multele care aveau să vină. Notorietatea internațională a lui Gogea Mitu. A doua cotitură a venit la scurt timp după ce Mitu a început să câștige notorietatea internațională pentru înălțimea sa. Caravane renumite erau acum mai dornice ca niciodată să-l prezinte pe adolescentul unicat. Nu există un consens cu privire la cât de înalt era exact. Unii susțin că avea o înălțime de 2,4 metri, alții afirmă că avea doar 2,42 metri, în timp ce unii merg până la a spune că avea 2,5 metri sau mai mult. Înregistrările arată însă că avea 2,36 metri și cu o asemenea înălțime rămâne până în prezent cel mai înalt sportiv român și cel mai înalt boxer din lume. După ce și-a asigurat un post foarte bine plătit într-un prestigios circ din Monaco, Mitu și-a imaginat restul vieții ca un om de circ. Nu știa că totul avea să se schimbe cât ai clipit din ochi. Totul s-a întâmplat într-o zi însorită când l-a întâlnit pe Umberto Lancia, cel care avea să-i devină antrenor. Din acel moment, totul a devenit istorie. După 4 ani lungi și surprinzători petrecuți în străinătate și în sala de antrenament, Gogea Mitu a debutat în sfârșit în lumea boxului în 1935 la 21 de ani. Primul său adversar, antrenorul său. Mitu era, cum era de înțeles, intimidant. Nu existau mulți boxeri suficient de curajoși pentru a se confrunta față în față într-o luptă cu el, așa că în cele din urmă, primul său meci a fost posibil doar pentru că antrenorul său a decis, în lipsa unei opoziții, să urce în ring. Finalul a fost o victorie răsunătoare pentru tânăr, așa că primul său meci oficial a fost programat, nu după mult timp, împotriva campionului italian Saverio Grizzo. Și acesta a fost un succes care a șocat lumea sportului. Confruntarea cu campionii internaționali. Faima în ascensiunea sportivului a depășit rapid terenurile continentale și în mai puțin de o lună, Mitu avea să-l înfrunte pe campionul mondial George Godfrey. Dacă Mitu ar putea auzi astăzi acest nume, probabil că i-ar da fior pe șirea spinării, pentru că acesta a fost primul om care l-a învățat ce înseamnă o înfrângere. Dar gustul amar al eșecului a fost repede înghițit și la scurt timp, Mitu a simțit din nou gustul dulce al victoriei. Și nu orice fel de victorie. Campionul național al României, Dumitru Pavelescu, a fost învins oficial și neoficial, detronat de titlu. Aceasta a fost răscumpărarea de care Mitu avea nevoie pentru a face față la ceea ce avea să urmeze, iar următoarele meciuri de box au fost tot un amestec de succese răsunătoare și egalități strânse. Ultimul clopoțel pentru Gogea Mitu, ultimul său adversar și fatal, avea să-l întâlnească nu în ring, ci pe un pat de spital din București. S-a întâmplat în timpul turneului său internațional, chiar înainte ca tânărul sportiv să debuteze în afara continentului. După ce se luptase cu tuberculoza la începutul vieții, boala de viață l-a prins din urmă cu programul încărcat și l-a pus pe sportiv în imposibilitatea de a-și continua activitatea. A fost transportat de urgență în România, iar ghinionul a făcut ca în timpul călătoriei cu trenul să mai răcească o dată, ceea ce i-a agravat starea. Ultimul clopoțel a sunat pentru Gogea Mitu pe 22 iunie 36. La 22 de ani, viața și cariera promițătoare ale acestui tânăr au fost răpite cu cruzime de complicațiile tuberculozei. Mulți ar fi contrazis acest lucru. Familia și prietenii s-au grăbit să se opună verdictului medicilor, insinuând un complot pus la cale de casele de pariuri împreună cu concurenții săi, care a dus la moartea sportivului. În realitate, astfel de mituri sunt nefondate, căci Gogea Mitu a suferit toată viața de complicații datorate tuberculozei, iar dacă mai era nevoie, casele de pariuri nu aveau decât profituri de pe urma meciurilor disputate de Mitu. Lumea a pierdut atunci un boxer în devenire, iar România a pierdut cel mai înalt sportiv din istorie. Indiferent de controversele din spatele morții sale, evenimentul rămâne unul din cele mai tragice și bruște despărțiri din lumea sportului românesc. România are lipici la sportiv înalți. Pe lângă Gogea Mitu, România s-a putut mândri recent și cu celebrul Ghiță Mureșan. Născut într-un mic sat din România, Ghiță Mureșan
Nu era nici pe departe o persoană pe care să o consider un atlet profesionist. În ciuda educației sale sărace și a stilului de viață fad, înălțimea sa l-a diferențiat, ceea ce l-a dus la titlul de cel mai înalt basketbalist din istoria NBA. Creșterea sa exponențială nu s-a datorat unei genetici bune sau unui puseu de creștere bruscă. În realitate, s-a datorat unei afecțiuni medicale periculoase care i-a pus în pericol viața lui Ghiță. Oricum ar fi, Ghiță a persistat și prin munca asiduă și dragoste din partea fanilor săi a devenit cel mai bun apărător și aruncător al epocii sale. Ce evenimente l-au determinat pe Ghiță să urmeze o carieră profesionistă în basket? Hai să aflăm aceste lucruri și să vedem povestea de viața lui Ghiță Mureșan, cel mai înalt basketbalist din istoria NBA și unul din cei mai înalți români din istorie. S-a născut în 1971 în România. Nu a avut nevoie de mult timp pentru a se face remarcat. Născut dintr-un tată care avea o înălțime de 1,75 și o mamă de 1,70, a suferit de o afecțiune a glandei pituitare care l-a făcut să crească într-un ritm rapid. A folosit această înălțime în avantajul său și a transformat-o într-o carieră profesionistă în basket. A jucat 2 ani pentru Universitatea Cluj, câștigând un campionat în 92, înainte de a-și duce talentul în Franța. Ulterior a jucat 2 sezoane la Portez și a câștigat râvnita cupă a ligii franceze înainte de a face saltul în SUA și în NBA. În 93 în NBA, Gheorghe Mureșan a ajuns la echipa Washington Bullets, care avea să devină mai târziu Washington Wizards. Lui Mureșan, care purta numărul 77, cu referire la înălțimea sa, i-a luat ceva timp să se adapteze la NBA, dar a jucat destul de bine în sezonul său de debut, apărând în 54 de meciuri, fiind titular în 2 dintre ele și a avut o medie de 5,6 puncte în 12 minute pe meci. Mureșan a fost titular în 58 din cele 73 de meciuri în care a apărut în sezonul 94-95, dublându-și minutele de joc la puțin sub 24 pe meci și a avut o medie de 10 puncte și 6,7 recuperări. În 95-96 a avut cel mai bun sezon al carierei sale, câștigând premiul de cel mai bun jucător din NBA, cu medii de 14,5 puncte și 9,6 recuperări. De asemenea, a fost liderul ligii în ceea ce privește procentajul la aruncări cu 58,4%. În sezonul următor a fost din nou lider în NBA la aruncări cu 60,4% la aruncări, având o medie de 10,6 puncte și 6,6 recuperări. Din nefericire, accidentările aveau să deraieze în cariera lui Ghiță Mureșan. A ratat întregul sezon 97-98, se zvonește că s-a accidentat în timp ce filma filmul My Giant cu Billy Crystal, dar nimeni nu știe cu siguranță. Și-a pierdut ultimii 2 ani ai carierei la New Jersey Nets, cunoscute acum drept Brooklyn Nets, dar a apărut în doar 31 de meciuri în perioada 98-2000. Și uite așa, cariera sa în NBA s-a încheiat. În 307 meciuri din carieră, Mureșan a avut o medie de 9,8 puncte și 6,4 recuperări, cifre remarcabile pentru acesta. A fost și extrem de popular printre fani. A apărut într-o serie de reclame hilare și chiar a jucat odată rolul unui ventriloc într-un videoclip al lui Eminem. După plecarea sa din NBA în 2000, Ghiță Mureșan a rămas în jurul jocului de basket. Deși se afla într-o stare destul de proastă după ce a părăsit NBA, Gheorghe a revenit în Franța pentru a se reîntâlni cu fosta sa echipă, Portez. Iar acest lucru s-a dovedit a fi destul de util pentru legendă, pentru a-și recăpăta încredere în sine și a demonstra din nou că este încă unul din cei mai buni jucători din Liga franceză de basket. Să nu mai spunem că în sezonul următor și-a condus chiar echipa la câștigarea campionatului francez din 2001. După asta s-a retras definitiv, la 30 de ani, marcând astfel sfârșitul carierei sale basketbalistice. Ulterior, în 2004, a fondat Giant Basketball Academy în Virginia, o instituție dedicată predării jocului de basket pentru fete și băieți de toate vârstele, o academie de predare care există și azi. De asemenea, a devenit ambasador al echipei Washington Wizards. Azi, Ghiță Mureșan locuiește în continuare în state și este pur și simplu un tată mândru. În 2016, fiul său, George Mureșan, a intrat în echipa de basket de la Universitatea Georgetown. Nu a jucat foarte mult, având o medie de doar câteva minute pe meci, dar părea să se bucure să facă parte din jocul care i-a adus tatălui său atât de mult succes. De altfel, nici fiii lui Ghiță Mureșan nu lasă pe acesta la greu, aceștia fiind la rândul lor foarte înalți. Atunci când privești fotografiile lor de familie, Liliana, soția sa, pare o pitică printre soțul și fiii săi. În realitate însă, ea nu e deloc o femeie scundă. La cei 1,85 metri ai săi, Liliana e o femeie mai înaltă decât multe femei și chiar decât bărbați. Sigur, Ghiță rămâne în continuare gigantul familiei. E capul familiei la propriu, dar pare să fie ajuns din urmă de băieți. În momentul de față nu știm ce înălțime exactă au Victor și George, dar se pare că acesta, din urmă la vârsta de 16 ani, avea deja o înălțime de 2,13 metri. Vom încheia acest clip cu demitizarea unei legende care înconjoară numele lui Gogea Mitu. A intrat cumva în conștiința populară ca Gogea Mite, adjectivul acesta care desemnează mărimea, una impresionantă a posesorului, ar veni nici mai mult, nici mai puțin de la numele de scenă al boxerului faimos în anii 30, Gogea Mitu. Lucrurile stau de fapt exact invers.
Gogu Ștefănescu, potrivit anumitor surse, Dumitru Goagă, potrivit altora, sau Dumitru Ștefănescu, potrivit site-urilor de specialitate de box, și-a câștigat acest pseudonim, dată fiind afecțiunea cu care se născuse, gigantism, iar punctul de plecare îl reprezintă adjectivul cogeamite, cu variantele gogeamite, coșgogeamite. E drept însă că măcar prenumele boxerului, fie el Gogu sau Dumitru, s-a înscris în mod fericit în acest proces de naștere a unei porecle care a devenit în cele din urmă nume de scenă. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!